istorie detașată a președintelui Klaus Iohannis și nu obținută în orice condiții, ci cu o mobilizare masivă a românilor la vot. Ce înseamnă asta? Înseamnă că România a înțeles că, practic, România este la răscruce de drumuri, un drum care ducea spre Europa, spre modernizare, este drumul pe care îl oferea programul președintelui Klaus Iohannis și un drum care ne ducea înapoi într-un trecut sumbru, într-un trecut în care mai degrabă practicile comuniste erau cele care guvernau țara. Iată că România a înțeles foarte bine ce alegere trebuie să facă și au ales Klaus Iohannis și programul România normală. Le mulțumim tuturor, înțelegem și provocările și așteptările pe care acum România le are de la președinte și de la guvernul PNL și ne dorim din tot sufletul să nu-i dezamăgim și să punem în aplicare acel proiect al României normale, împreună cu românii care au ieșit atât de mult la vot, atât în România, cât și în diaspora. Sperați ca Sibiu să ia în turul 2 scorul cel mai bun pentru Klaus Iohannis din țară? Suntem convinși că Sibiu o să ia scorul cel mai bun pentru Klaus Iohannis, așa cum a luat și în turul 1. Și ne în turul 1 n-a fost Sibiu pe primul loc. În turul 1. Județul Sibiu. Vorbim de județul Sibiu. Dumneavoastră v-ați referit la localitățile din județ. Da. Da. Și la rezultatele finale. Acum, deci eu vorbesc despre județul Sibiu, sunt convinsă că și în turul 2 județul Sibiu va fi pe primul loc și ne bucurăm că la nivel național scorul în turul 2 este apropiat de scorul pe care județul Sibiu l-a avut în primul tur. Deci am fost un exemplu și din acest punct de vedere, uite că românii au preluat și acest scor de la noi, de la Sibiu. Mulțumită de prezența la vot în județ? Mulțumit de prezența la vot. Au fost oameni care au mobilizat, au ieșit mai mult decât în primul tur, au înțeles că este momentul să se mobilizeze și să-și exprime votul pe care l-au obținut cu greu în urmă, cu mulți ani de zile. În perspectiva alegerilor de anul viitor, credeți că Sibiu a rămas fief electoral PNL, nu doar fief electoral Klaus Iohannis? Sibiul a fost întotdeauna de dreapta. Pe șichierul politic de dreapta este PNL-ul. Sunt convinsă că va rămâne fief PNL, la fel cum va rămâne și fief Klaus Iohannis. Klaus Iohannis este PNL. Mulțumim mult!